am luat-o ca pe o experiență, un lucru frumos cu jucători care și-au făcut debutul într-un meci cu o echipă de Liga Națională, cu juniori, o echipă tânără. Cred că ne-am ridicat cât am putut noi la pretențiile jocului. Noi luasem și pauză. Noi am considerat că nu se mai joacă Cupa României și luasem deja pauză de o lună de zile. Și a venit ca o surpriză Cupa, dar am încercat să onorăm competiția și să o facem cât mai bine. Da, pentru noi a fost o experiență bună. Jucătorii noștri au luptat să se prezinte cât mai bine. Pe noi ne ajută foarte mult astfel de meciuri, pentru că avem juniori foarte mulți în componență și avem multe de învățat. Sperăm la cât mai bine pentru sezonul viitor. E greu să joci după lună de pauză? Da, pentru noi, noi am crezut că sezonul s-a încheiat, dar e foarte bine că s-a disputat Cupa României și sperăm la anul să chiar să mergem mai departe, cine știe. Da. Ei au jucători cu experiență, jucători care știu să ducă un meci. Dar una peste alta, eu cred că ne-am prezentat bine și am avut ambiția de a juca cot la cot cu ei. Un meci într-adevăr ușor, în care am rulat tot lotul ca să aibă și ei minute. Am vrut să adune toată lumea minute astăzi, dar mâine va fi meciul cel mai important și un meci pe care dorim să-l câștigăm, o să-l abordăm cu maximă seriozitate și eu unul îmi doresc să termin anul cu un parcurs în cupă cât mai lung. Bineînțeles, vom avea un adversar puternic, după cum știu meciul Steaua va câștiga, următorul adversar și sunt meciuri frumoase astea. Eu aș vrea să termin cu cât mai multe victorii aici la București. Am trecut, am rămas, ne-am îndeplinit obiectivul. Dar acum suntem în altă competiție și îmi doresc foarte mult să termin anul bine și mai ales că, să spunem, nu este presiune prea mare pe noi, dar eu unul, și asta le-am și transmis, vreau să câștig cu Steaua, cel puțin. Sunt foarte fericit pentru că am fost desemnat. Am muncit, asta este cel mai important și se vede la sfârșit. Vreau să-mi felicit echipa și stafful, pentru că a avut încredere în noi și a încercat în toate meciurile să ne bage pe toți jucătorii. Nu contează că unii au mai multă experiență sau mai puțină. Acum așteptăm meciul cu Steaua, care este cel mai important. Astăzi am muncit și se vede rezultatul. O să pregătim meciul foarte bine și până mâine seară vedem ce să fie.